De data asta, la Natură și Aventură continuăm seria de emisiuni realizate sub genericul Harta păstrăvului din România. N-am reușit să adun de nicăieri date precise despre prezența păstrăvului pe Valea Reșului și atunci am venit să-l caut. Încă de păstrăv n-am dat, dar în schimb am dat, uite, de zmeuriști. Pe apa asta așa de limpede ar trebui ca să sară păstrăvii. Oi, oi, oi. Acesta este locul unde se intersectează apele care vin de pe băi secundare de pe Cârda cu văile, cu valea, care v-am spus mai devreme, că intră în Coiba Mare și iese la un izbuc aici. Mai mare, nu-mi dau seama dacă nu e un lipan. Ba da, ăsta este un lipan. Lipanul mare vine și la blinker. Hai mă, băiete, încoace. Uite, un lipan frumos, la dimensiuni legale, dar îi dăm frumos drumul. Hai, du-te.